Medicii specialiști care au primit voucherele trebuie să evalueze cu responsabilitate pacientul căruia îi recomandă efectuarea setului de investigații, ținând cont de criteriile de includere în tratament. Voucherele au fost distribuite strict pentru întocmirea dosarelor privind aprobarea tratamentului fără interferon. Voucherele pentru tratamentul fără interferon al hepatitei virale C și al cirozei hepatice C au sosit și au fost distribuite și la nivelul unităților sanitare din Târgu Mureș care intră în acest program. Terapia fără interferon va fi accesibilă într-o primă etapă celor aproximativ 5000 de bolnavi în stare critică. Terapia durează aproape 3 luni și potrivit studiilor clinice are o rată de vindecare de 98%. Conform Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș, în momentul de față nu există un centralizator cu privire la dosarele pacienților pentru tratamentul fără interferon. Nu putem să vă spunem ce se întâmplă în momentul de față la nivelul județului Mureș, pentru că, practic, noi intrăm în acest circuit abia când pacientul, în urma investigațiilor paraclinice, cu voucherul, cu copia sa de voucher și cu tot dosarul completat de medicul prescriptor, care va deveni și medic curant, va veni la casa de asigurări să depună dosarul. Ori, până în momentul de față. Nu avem un centralizator pe aceste dosare. În data de 1 octombrie 2015, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a semnat contractul cost-volum rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei cronice virale C și ciroze hepatice C, în baza căruia vor beneficia de tratament pacienții cu stadiul de fibroză F4. Pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la secțiunea Informații pentru asigurați, medicamente, tratament fără interferon, pacienții pot accesa un document cu informațiile utile privind modul de administrare a Este tipo de tratamento.